După numeroase expoziții personale sau sponsorizate de Ministerul Israelian al Culturii în Israel, România, Franța, Statele Unite, Suedia, Portugalia, Italia, Belgia și Japonia, artista originară din România, Erika Weisweiger, și Institutul Cultural Român de la Tel Aviv au invitat publicul larg al israelienilor de origine română să viziteze expoziția de desene și lucrări de tapiserie Fibrele Vieții. Interesul față de artă al doamnei Weiss s-a trezit relativ târziu, în clasa 7-a. Până atunci obișnuia să deseneze ca toți copiii, dar un premiu pe țară pentru un desen alb-negru a fost decisiv în alegerea carierei profesionale. După ce am luat acest premiu, s-a întâmplat o întorsătură foarte mare în felul meu de a vedea școala. Pentru că înainte de aia credeam că numai matematica și fizica mă interesează. Și dintr-o dată, parcă poezia și arta a început să vină în primul plan. Am scris și poezie, dar nu era bună. După câteva încercări mi-am dat seama că... Și am hotărât că mă duc să învăț la liceul de arte plastice. În liceul de arte plastice, Erika Weiss și-a continuat predilecția față de desenul în alb-negru. Culoarea a început să intre în lumea mea destul de târziu. Ulterior, Erika Weiss și-a diversificat activitatea artistică, creația sa acoperind în prezent mai multe domenii. Creez în 3 domenii. Fac grafică, de șevalet, fac desen, deci fac pictură și fac tapiserie. Doamna Weiss ne-a mărturisit că în creația sa se manifestă o stare de spirit și o tematică cu totul diferite, de la un domeniu artistic la altul. Grafică sunt exclusiv figurativă și narrativă și povestesc și lucrez în alb negru. De obicei pe fond negru cu tuș alb, deci invers. Fondul este negru și lumina este scoasă din tușuri albe și culori deschise. Pictura este mai mult realistă și un fel de interogare a realității și tapiseria este aproape în exclusivitate compusă din compoziții care se referă mai mult la partea biologică a vieții. Deci copaci, forme organice și așa mai departe. Și tapiseria este ușor mai veselă, mai colorată, mai optimistă decât desenul și pictura.